Viața Sfântului Apostol Andrei. Deși era iudeu de neam, a propovăduit într-o parte a pământului românesc la strămoșii noștri getodacii, și anume în teritoriile situate pe țărmul apusean al Mării Negre. Sfântul Andrei, cel întâi chemat la apostolie, era frate al lui Simon Petru, care s-a numărat, de asemenea, printre cei 12 apostoli ai Domnului, fiind amândoi fiii pescarului Iona. Era originar din Betsaida, localitate situată pe țărmul lacului Genizaret din Marea Galilei, din provincia Galileea, în nordul Țării Sfinte. Amândoi au fost pescari alături de tatăl lor. Amândoi s-au numărat printre ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul, ascultând timp îndelungat predicile acestuia în pustiul Iordanului, cu îndemnuri la pocăință și cu prorocia despre venirea lui Mesia. De la acesta a auzit Andrei cuvintele: "Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii." Ioan 1:29. A fost și el martor alături de alți ucenici la botezul Domnului și la cunoscuta convorbire dintre Iisus și Ioan, întărindu-se în convingerea că acesta era Mesia cel prezis de proroci. A doua zi după botezul Domnului în Iordan, Ioan Botezătorul stătea pe țărmul acestui râu cu doi dintre ucenicii lui, Andrei și Ioan, viitorul apostol și evanghelist, cărora le spune din nou: "Iată mielul lui Dumnezeu." Ioan 1:36. Auzind această mărturisire, cei doi ucenici au pornit după Iisus în dorința de a-L cunoaște. Iisus i-a observat și a întrebat: "Ce căutați?" La care ei au zis: "Învățătorule, unde locuiești?" El le-a zis: "Veniți și veți vedea." Au mers deci și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. Ioan 1:37-39. Andrei a anunțat apoi și pe fratele său Simon Petru că a găsit pe Mesia. Ioan 1:41. Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu. Este relatată de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei prin cuvintele: "Pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis: "Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni." Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el. Matei 4:18-20 și Marcu 1:16-18. Sfintele Evangheliei mai pomenesc pe Sfântul Andrei doar de două ori. La înmulțirea pâinilor, dincolo de Marea Galilei, când el a înștiințat pe Mântuitorul că acolo în mulțime era un băiat care avea 5 pâini de orz și 2 pești. Ioan 6:8-9. Iar a doua oară după învierea lui Lazar, când împreună cu Filip a înștiințat pe Domnul că niște elini, adică greci, veniți din Ierusalim în pelerinajul sărbătorii Paștelui iudaic, voiau să-L vadă pe Mântuitorul. Ioan 12:20-22. Alături de ceilalți ucenici a fost trimis și Andrei de către Mântuitorul la propovăduire. L-a însoțit Andrei pe Mântuitorul pe drumurile Țării Sfinte, a fost martor la minunile pe care le-a săvârșit, a ascultat cuvintele sale de învățătură și parabolele pe care le-a rostit în fața mulțimilor, a suferit alături de ceilalți apostoli atunci când Domnul a fost prins, judecat, chinuit
și apoi răstignit pe cruce. S-a bucurat alături de ei când a aflat de minunea învierii din morți și l-a văzut pe Domnul înviat în prima zi și după 8 zile. Apoi, la arătarea în Galileea, când au primit porunca predicării Evangheliei în toate neamurile. Matei 28:19. În urma poruncii Domnului de a vesti Evanghelia la toate neamurile, după pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii Creștine de la Ierusalim, în ziua Cinzecimii, în anul 30, Sfinții Apostoli și apoi ucenicii lor au început să predice noua învățătură adusă în lume de Mântuitorul Iisus Hristos. Potrivit predicii și celor scrise de unii istorici și teologi din primele veacuri creștine, Sfântul Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la Getodaci, în teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră, cunoscut pe atunci sub numele de Sciția, dar și în teritoriile de dincolo de Prut, în nordul Mării Negre. Dar până ajunge aici, el a predicat în Asia Mică, de unde s-a îndreptat spre teritoriile amintite de la Dunăre și Marea Neagră. Trebuie să notăm că în aceste teritorii locuite de getodaci, prin secolele 6-7 înainte de Hristos, s-au așezat coloniștii greci care au întemeiat cunoscutele cetăți de pe țărmul apusean al Mării Negre. Tiras, cetatea albă de astăzi, Histria, Istria, Tomis, Constanța, Calatis, Mangalia și altele. Spre sfârșitul secolului al IV-lea, înainte de Hristos, s-au așezat aici triburi de sciți, populație nomadă de origine iraniană, care au fost asimilați cu timpul de autohtoni. Ei au dat însă teritoriului respectiv numele de Sciția. Mai târziu, teritoriile de pe țărmul apusean al Mării Negre, până înspre gurile Bugului, au fost și au făcut parte din statul Getodac, condus de regele Burebista. Dar în anul 28, cetățile grecești de aici au acceptat protectoratul statului roman. În sprijinul evangelizării teritoriilor de pe țărmul apusean al Mării Negre, de către Sfântul Andrei, vin și unele colinde, legende și obiceiuri din Dobrogea și din stânga Prutului, adică din Basarabia, care amintesc de trecerea lui prin aceste locuri. Una din aceste colinde pomenește de schitul sau mănăstirea lui Andrei, la care veneau Decebal și Traian, cel din urmă, ascultând și slujba săvârșită acolo. Există apoi câteva numiri de ape și locuri ca Pârâiașul Sfântului Andrei, Apa Sfântului sau Peștera Sfântului Andrei, care se vede și azi în hotarul comunei Ion Corvin, în apropiere de granița româno-bulgară. Scriitorul bisericesc Nichifor Calist, pe care l-am mai pomenit pe baza unor știri istorice mai vechi, scrie că Sfântul Apostol Andrei a plecat de la noi spre sud, trecând prin Tracia, a ajuns în Bizanț, viitorul Constantinopol, iar de aici a trecut prin Macedonia și Tesalia, ajungând până în orașul Patras din Ahaia, deci în Grecia de astăzi. Acolo a suferit moarte martirică, fiind răstignit pe o cruce în formă de X, numită până azi Crucea Sfântului Andrei. Biserica primară a stabilit încă de la sfârșitul secolului II că data de prăznuire a pătimirii sale este ziua de 30 noiembrie. Nu se cunoaște anul martiriului său. Unii istorici
îl fixează în timpul persecuției împăratului Nero, prin anii 64-67. Alții, mult mai târziu, pe la sfârșitul veacului apostolic, în cursul persecuției împăratului Domitian. Moaștele sale au fost mutate din Patras la Constantinopol, noua capitală a Imperiului Roman de răsărit, prin anii 356-357, cu prilejul sfințirii bisericii Sfinții Apostoli. Mai târziu, Sfântul Ambrosie, episcopul Milanului, între anii 339-397, scria că în a doua jumătate a secolului al IV-lea, părticele din sfintele sale moaște au fost oferite bisericilor din Milano, Nola și Brescia din Italia. Sfântul Apostol Andrei se bucură de o cinstire deosebită în bisericile rusă, greacă și română, datorită faptului că a predicat în teritorii care aparțin azi Rusiei, Greciei și României. Patriarhia ecumenică din Constantinopol îl socotește chiar ca întemeitor al acestui scaun apostolic. Se cuvine ca Biserica Ortodoxă Română să-l cinstească și mai mult și să-l considere nu numai ca cel dintâi chemat la apostolie, ci și ca cel dintâi propovăduitor al Evangheliei la strămoșii noștri, ca pe un apostol al neamului nostru, al Ortodoxiei Românești. Iar creștinismul românesc trebuie să fie considerat ca fiind de origine apostolică. Să ne rugăm dar Sfântului Andrei, încreștinătorul daco romanilor, zicând: pe propovăduitorul credinței la getodaci și slujitor al cuvântului, pe Andrei cel dintâi chemat să-l lăudăm, că pe strămoșii noștri i-a adus la cunoștința lui Hristos, crucea în mâini ținând și izbăvind din înșelăciunea vrăjmașului sufletele lor, pe care le-a adus la Dumnezeu ca dar bine primit. Pe acesta toți românii să lăudăm și să-l cinstim, ca să se roage neîncetat lui Hristos Dumnezeu, ca să ne ferească de toată răutatea și să mântuiască sufletele noastre. Amin.